Adaptări ale locomoției la mediul acvatic. Resurse educaționale pentru clasa 7-a. În general, forma corpului peștilor este cea hidrodinamică. Deplasarea în mediul acvatic este favorizată de corpul acoperit de solzi și mucus. Peștii prezintă înotătoare perechi, respectiv înotătoarele pectorale și abdominale și înotătoare neperechi, înotătoarea dorsală, înotătoarea caudală și înotătoarea anală. Amfibienii prezintă membre posterioare cu degete unite prin membrană interdigitală, ceea ce le permite transformarea acestora în adevărate vâsle, care ajută la înot. Crocodilii prezintă picioare terminate cu ghiare și membrană interdigitală. Broaștele testoase acvatice prezintă membre transformate în palete înotătoare. Păsările care se deplasează și în mediul acvatic prezintă degete unite prin membrană interdigitală. De asemenea, aceste păsări prezintă și o glandă care secretă o unsoare, pe care o vor întinde pe penaj, astfel încât acesta va deveni impermeabil pentru apă. Mamiferele acvatice prezintă membre transformate în palete înotătoare și un corp hidrodinamic. Analizați membrele de la delfin și de la rechin și stabiliți asemănări și deosebiri identificate. Spor la lucru!